Incendiul a fost semnalat în jurul orei 21, când prin numărul de urgență s-a anunțat că arde o canapea situată în spatele blocului 11 din cartierul Vișoi. La fața locului s-a deplasat un echipaj cu o auto specială cu apă și spumă de la detașamentul de pompieri Câmpul Lung. Flăcările au fost stinse în scurt timp, dar acestea reușiseră să ardă și tâmplăria din PVC a unei ferestre aflate la parterul blocului. Detașamentul de pompieri Câmpul Lung a fost solicitat să intervină la un incendiu pe strada General Simonescu, la blocul 11 din municipiul Câmpul Lung. Ne-am deplasat la fața locului cu o auto specială de lucru cu apă și spumă și un echipaj smurt. Sosit la locul evenimentului, am constatat că lângă bloc ardea o canapea, fiind afectat și un geam de la parterul blocului. Sursa probabil de aprindere, se pare că este folosirea intenționată a sursei de aprindere. Se pare că focul ar fi fost pus de câțiva copii care s-au jucat în acea zonă cu puțin timp înainte de a se declanșa incendiul.